Zici că putem noi să începem așa direct? Păi ce, ne știm între noi? Avem niște emoții? Nici nu știu care e. N-am mai fost împreună în formula asta de la BAC, cred. Eu cred că n-am fost niciodată împreună în formula asta. Da. Zici tu că nu ne-am nimerit? Niciodată, mă, nici pe la radio? Nu. Ba da, nu se filma, dar spun eu că ne-a prins în triunghiul ăsta. La o petrecere, pot? Ba la petrecere, ceva, da, da. Eu am fost doar cu Andreea într-un balon. Da. A, da, exact. Și eu doar cu Andy, tot într-un balon. Da, exact. În sensul că ne-a luat în balon, exact. Unul pe celălalt. În ce balon ați fost voi împreună? Am zburat deasupra Bucureștiului. Bă, din parcul Herăstrău. Da. Când asta? Am și transmisă, știi. 94. Da, cam așa. Mamă, cu 90 înainte. Sunt oameni care se uită la noi și care nu se născuseră încă la vremea. De dimineață. Eu sper să ai niște ascultători care nu se născuseră în 94. Ție ce ți-au scris pe diplomă? Nu mai știu, ceva prințesă de ceva, nu? Îți dădeam din ăsta. Da, trebuie să... Prințesa de... În grad nobiliar. Da, eu am fost conte de telefonie zburător. Înțelegi? Așa că ai grijă cu cine este de vorbă, că suntem... Da, sunteți ca lumea. Suntem cu grad. Și pe astea voi le-ați inventat? Adică titlurile pe care vi le-ați luat? Nu. Erau piloți, erau unguri. Da. Normal. Da, nu se descurca extraordinar și de asta era conte de telefonie, zburător. Și tu nu le-ai zis-o pe aia de-o aveam noi la radio? O senzație ușnică. L-am zis, nu, chiar m-au explicat ceva, dar nu ne-am înțeles. Da, ce dement era jingle-ul ăla, după să uit. Da. Pentru că noi nici nu știam ce înseamnă, dar nouă ne suna mișto la aia. Eu nu știu ăsta care era. Nu știi, aveam unul cu... Da, era unul luat dintr-o reclamă la Poșta Maghiară sau ceva de genul ăsta, cred, se pare, și însemna un patru formidabil sau ceva. Exact. Dar nu, eu am întrebat pe cineva și mi-a zis un quartet formidabil. Sau așa, și da. Nu vedeam, bă, de ce quartet? M-am gândit că e ceva legat de jazz. Iștenem, Jesus Mario. Da, probabil că erau niște servicii. Oricum, da, niște era... servicii erau oricum tot timpul. Suna foarte, da, misterios, așa și plăcut. Dar muzical. Muzical, da. Și era Pro FM. O senzație ușnică. Și după aia am devenit fan al formației Neoton Familia. Neoton Familia, tata. Am avut acasă dublu album, dar nu știu, l-am rătăcit pe undeva. Îi zici că sunt la tenis aici, știi? Da. Iartă-ne. Ei aveau un vocalist. Uh-huh. Știi că ungurii mai au vocile astea foarte profunde. Mie îmi place când ajung în secuime să ascult radio unguresc. Au voci foarte frumoase. Nu înțeleg nimic, dar ascult. Și ăsta avea vocea ca la Boniem. Ei, uh-huh, erau un fel de Boniem. Era un fel de ABBA, Răzvane. ABBA combinată cu puțin Boniem din cauza acelei voci care era... Și avea o piesă despre, au una despre Don Quixote, foarte frumoasă, ți-o recomand, și mai au una despre bătălia de la maraton. Foarte un subiect. Mamă, dar dă-mi un link cu asta? Încă actual. Și la refren, sunt niște gagici. Maraton. Și e și un fuscinal care îmi place acolo, face. Și după aia intră ăsta, care în mod normal era negru ăla de la Boniem, ăla cu părul mare, care se așează în fața ta la teatru și nu mai vezi nimic. Fii atent. Și ăla spune maraton. Eu cred că asta e făcută. Fii atent. Și ești și fost cine ăla care îmi place. Pe unde e ăla care cântă gros? Acum. Doamne, cât am așteptat. Mamă, nu, ce fac? Doamne. Și deși ați putea crede că am venit ca să recomandăm unde această formație, că limba mi-am lăsat maghiară. Alarma când trebuie să ne luăm pastilele. Am pus alarmă să ne luăm pastilele. Ei bine, nu, ne-am adunat că trebuie să vină un curier. Deci în această formulă de aur, Andreea Esca, Răzvan Exarhu și pricinatul, îmi asum toată vina până la urmă că eu am făcut cărțile. Spuneți nu drogurilor. Am zis să, să ne adunăm să privim puțin cu interes personal vara. Toate festivalurile la care nu veți putea asculta Neoton Familia în vara asta în România. Nu fi convins că pe la unele eu pun și acum mi-am pus ambiția să dau. Când ai emisiunea ta și faci ce vrei, vorbești despre orice, o ții oricât că e pe net, știi, asta nu știi, ești din emisie. Exact. Ne uităm la line-up, deci dacă găsim acolo mergi. Gata, am văzut Depeche Mode, aici vreau. Maraton. Noi din fericire facem parte dintr-o generație care a fost cum să zic, mânată de la traumatizată, simplu. Dar în același timp și înveselită, dacă mă întreb pe mine, de aveam și noi mizele noastre, dacă vă aduceți aminte, când eram mai zglobi, da, precum noptierele, că mi se pare că pe acolo am fost noi. Am zis să deschidem cu celebrul conflict al generației noastre. Dacă îți mai aduce aminte, Andreea, nu știu dacă ai fost parte din el, rockeri versus depeșari. Da. L-ai prins pe ăsta? Eu aici sunt, la depeșari. Erai la depeșari? Da. Voi erați la rock? Cred. Eu aș fi zis că tu ești la ABBA Boniem. Bineînțeles că
dacă ar fi să aleg între trei, aș fi ales Ava Boniem. Eu sunt pe medie, adică Pet Shop Boys chiar. Aș vrea Pet Shop Boys, ar vrea ai să... Ai venit prea încoace cu Pet Shop Boys. Da, mă, te vreau să vin, mă, și am anulat. Disco. Da, mă. Pare rău, da. Deci, într-un final, avem bucuria asta. Pe 26 iulie, la Arena Națională în București, descinde Depeche Mode. Cu toți? Membrii sau cum? Mai puțin Andy Fletcher, săracu. Bine, că, clar. Da, el da. Ar fi descins și el, dar s-a dus mai da. Devreme în altă parte. Da. De altfel, e parte din turneu, Memento Mori, care e și lui dedicat. Uh-huh. Da, vine Depeche, într-un turneu de-a dreptul mondial, ca să zic așa. Bă, ăștia au cântat de aurub, nu știu dacă ați văzut. Da, n-ai fi zis că mai apucă un turneu, dar... exact asta aș fi zis și eu. Da. Deci, dar nu e problemă, că mai avem ghete astea, ne îmbrăcăm, ne încălțăm, nu? Da, mă. Și ne ducem. Bă, era o demență asta, mi-aduc aminte de povestea asta. Eu recunosc sincer că eram în tabăra cealaltă, că era vârsta la care începusem să fiu mânat de efectele astea, Judas Priest, Manowar, Wasp, erau anii. Eu aș vrea să dar nu se consemneze că domnul Exarhu are dreptate. Eu eram în tabăra disco, dar aveam un iubit care era de peșar și nu puteam era... să trebuia și eu să... Și era avea de asta freza, costumația, da, tot ce trebuie, da. Și flegma, că ăștia erau flegmatici. Da, clar. Toți. Clar, și cu pardesiri din alea lungi așa și în sictir. Zi, Răzvane, la Brăila cum era? Trebuia vreme să bună. Mai existe și alte motive de bătaie în afară de celelalte. Obișnuite. Că ne plictiseam. O ardea și voi pe asta? Da, nu, da, oricum, era foarte clar. Dar oricum, cum să spun, că bătaia în general era între cartiere, deci nu erau cartiere de rocker sau și de depeșat. Da, fiecare cartier găsește. Toată lumea cu toată lumea. Și era și ruptă din rai. Da, dar erau în Brăila, nu aveam nici foarte multă imaginație și nici... foarte multe resurse și de asta toată lumea era îmbrăcată absolut la fel. Deci la un moment dat se găseau niște chestii și puteai să vezi cârduri de 10-20 de tineri liceeni îmbrăcați exact la fel. Păi ce, acum nu era fel? Și acum era lumea fel? Era exact la fel. Și în momentul ăla din spirit de protest... Și ce vă îmbrăcați de curiozitate? Că numai alea erau. Păi încercam și noi să ne deghizăm în rockeri. Păi bine, sau care era în depeșar, care avea bocanci, că da. Se beau bocanci. Da. Și nu aveam acces la... Eu mi-am cumpărat toate niște bocanci albaști și am dormit trei zile cu ei. Că mi-am luat vara. Nu vrem mai multe detalii, chiar e ok. Putem să trecem de la ce următorul subiect. Se pare că e mișto. Nu, chiar nu vreau să știu. Dar erau de rocker sau de depeșar? Nu, erau total de... Erau, nu, ce era, s-a găsit? Nu avea nimeni bocanci albaști în Brăila. Eram singura persoană cu bocanci albaști. Am avut și noroc, purtam 45 deja și era complicat. De la 12 ani? Da, s-a petrecut repede. Chestia. Da. Dar eu am făcut asta din semn de protest, că nu mai știai oricum și oricum luai bătaie. Deci oricum te îmbrăcai, oricum luai bătaie. Brăila. Am început să ieșim în weekend. Nu, se poteau trei, că s-antrenau pentru trei lucruri. Nu, era suficient acolo. Adică ne simțeam așa de bine că nu era nevoie să ne amestecăm. Să mai vină, să mai treacă și podul. Și dacă era să te bați cu ea din Galați, se bătea toată Brăila. Altfel te pregăteai. Ne uneam. Să-i bată mai contau diferențele, se punea. Da. După aia ne băteam să vedem care i-a bătut pe ea. Da. Și, da, ieșeam îmbrăcați în costumele de școală, de liceu. Noi aveam costume de liceu cu matriculă și sâmbătă și duminică ieșeam așa. Ieșeam îmbrăcați așa, foarte frumos. Aici Andreea, să știi, care expertiză. E, da? Stă mai ce? Bine decât noi. Pe cu costumele ce? Astea, pe matriculă, pe bentiță. Pe... A, da. Mie îmi plăcea. Păi eram la laser și eram super mândră. Era și pe șnuri, erau avea și șnuri. Care își smulgeau, aveau din alea cu arici, știi, scoteau matricola, că le era rușine, că nu știu ce, pe la ce liceu erau și plecau. Eu abia așteptam să merg cu ea, era bleu, așa cu galben și eram mega mândră de ea. Dar șnururile alea? Șnururi, aveam și șnururi, șnururi. Ai fost comandat de detașament? Tu știi că de tot am fost. Da? Da. Păi tu crezi că așa se intra pe vremuri în telea? Suntem niște lideri, să știi. Albastru? Albastru. Mamă! Te-a rupt! Și e centură neagră 7 de ani. Da, exact, albastru. La pionier. Pentru cine nu e... Familiarizat cu codurile de culoare, cu aceste coduri de culoare din trecut. Era șefa la școală. Roșu era entry level-ul, deci da, era grupă, șefa pe grupă, adică pe un rând, cum ar veni rând în clasă. Un rând din clasă, da. Galbenul, sau, pe toată clasa. Cum se zice la mine la prundul, galbinul. Da, era pe toată clasa. Pe toată clasa. Așa. Și albastru era pe toată Andreea. Școala. Dăm știi voie. Că era și bleu. Asta zic, te-ai pripit, ai sărit peste un rang.
peste un rang. Era pasul intermediar, nu săreai de la galben la... Poate tu ai prins chestia asta, să sari de la galben direct la albastru. W pentru ce era? Era adjunct. Adjunct. Adjunctul ăstuia care conducea școala. Era șmecherie. Și te-ai comandat albastru, albastru. Nu școala. Curat, ca cerul. Să spunem, să dăm, să spunem lucrurile pe nume. Unitatea. Da. Ah, era comandant de unitate. Unitatea, da. Era unitatea de pionieri. Păi, cred că de-aia îmi place și acum cu găști cu astea, vezi? Să unim într-o distracție. Acum... Da, eu n-am văzut niciun băiat care să ocupe funcția asta, să mă ierți. Eu nu știu, adevărat. Chiar pe nimeni. Dar chiar, nu e adevărat, numai, erau fetele și băieți. Erau comandante de detașament, de unitate. Nu e adevărat, erau și băieți. Ați avut voi băieți la laser? Nu mai mi-aduc aminte, dar știu că erau și băieți. Poate, eu cred că băieții maxim... Cred că a fost Andrei Duban, ăla cred că... Vezi? Ăla cred că a fost, uite, a avut albastru. A, da, și mai mi-aduc aminte de un băiat, nu mai știu, Vlad, nu știu cum îl chema și era, da, tot așa, să știi. Erau, da, erau ce, din aia, din declarație de dragoste. Da? Și Bănică, junior. Da? Nu, unde, în film. Dar ăștia nu erau tocilari? Păi... Cine era cu albaștru? Normal, da, că da, că așa te alegeau. Adică ce note aveai la școală? Să ai note bune, nu știu ce, și să ai așa în un liceu spirit de lider, cred. Cu ce note aveai așa? Că tu ai, noi am prins treapta a doua. Să știi că clasa 12 am terminat-o pe locul întâi, am luat coroniță între a 12-a. Scuze-mă, scuzați. Dar să știi că între a 9-a, 10-a și a 11-a am fost pe locul 2. Și am urât-o foarte tare pe Oana Dobrescu, care era pe locul întâi. Și în clasa 12 am gândit, mama, o să trag tare acum că ea se concentrează pe astea de facultate, că dădea la medicină sau nu știu ce avea atunci. Și am zis, gata, mă concentrez și așa. Așa am reușit. Vremuri, tată. Acum ai văzut că nu mai vor să mai bage coronița, că ci că-i... Discriminare. Demotivat. Da, discriminare. Da, 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 da. Îi sufocă pe aia care n-apucă. Da, da, exact. Da, să pe aia sărăcii într-o depresie. Sau să dă coronița la toată lumea. La toată lumea, da. Dar la un moment dat știu că se duceau copiii mei, nu știu, la niște concursuri de not la o treabă de asta privată și luau toți medalie. Și veneau cu ea fericiți așa și m-am citit în cărțile astea de parenting, că nu e bine, cum ziceam eu, să știi. Că eu ziceam, ce asta mai e și pe locul 7 și ai medalie? Păi de când să dă medalie la locul 7? Tu unde am ajuns aici? Da. Și acum zici că nu e bine. Trebuie să zici că e bine orice loc ar lua. Da, și podium am înțeles că e plat așa acum. Și da, exact, da. E ceva greșit, nu știu, facem ceva greșit. Se scrie 1-1-1. Da, 1-1-1, 203 de 1. Mă rog, vom vedea. O să, da, ne judece. O să vedeți voi. Da, urmașii noștri. Exact, da. Hai că o să vedeți dacă mergeți. Ah, stai mașe. Stai mașe. Stai mergi... că au uitat care-i treaba. Da, mă, am uitat. Ne dai bilete sau ce? Păi dacă tot v-am invitat aici, mă. A, ne dai bilete la Depeș? Da, mă. Ce bine. Tam, tam, să mă asigur tam, taram, că... taram, tam. Vă reactivați, ca să zic, ia așa... Ia vezi, auzi pe ce loc ești. Locul întâi. Primul pe țară, al doilea pe județ. Vezi, dar să luați ușor, să nu arătați că sunt și cu codurile pe ele, nu de la... Mamă, eu l-am pe la bun. Wow. Hai, mă, că va... Se poate, pe dacă tot v-am deranjat vorbind de Imagic și de astea. Mulțumesc. Sunt ale voastre, să fie primite. Imagic. Doamne, da, ajută. 26 iulie, sper că nu v-ați făcut program. Nu, nu, suntem aici. Arena Națională, e cald afară, frumos. Până când nu avem noi program, spune? Până când ne întoarcem din croazieră. Ce croazieră? Păi vezi că merge și Andreea, el în croazieră, gata. Ce croazieră, Andreea? Gata, mă, l-am combinat Andreea, cu Răzvan. Zi și ce croazieră, că nu știu despre ce vorbim. Plecăm în croaziera A-List de pe 23 septembrie. Este o experiență unică? Asta este experiență unică pe care noi toți ne dorim să o trăim. A, citești, tragi cu ochiul! Unde se pot face înscrierile? Am înțeles că se petrece la bordul nu, vasului. Stai acum, să vorbim serios. Acum vorbim serios. E o croazieră organizată de echipa de la A-List pentru toată lumea care își dorește să petreacă frumos. Da, e vas de croazieră, că văd ceva uriaș. E un vas al lui Celebrity, da, e din Royal Caribbean, e un super vas de lux. Dar câți oameni intră aici, Andreea Păun? Pe vreo 3.000 și ceva. Da, dar noi avem 50 de cabine rezervate pentru noi, pentru că în afară de tot ce se întâmplă pe vas și că vizităm toate orașele astea frumoase, nu știu, eu mă gândesc la Portofino. Eu n-am fost în Ibița, de exemplu, și abia aștept să mă duc. Ați fost în Ibița? Nu. Vezi? În Ibița ne ducem. Dăm voie să văd itinerarea. Așa, și Ajax, eu cine nu a fost în Corsica, nu? E mișto. Ia uite, mă, și în afară de astea avem tot felul de lucruri pe vas organizate de noi. Avem niște psihologi care ne învață despre noi. Era Luca Anton, prietena ta. Abia acolo cred că e și locul nostru, Răzvan. Dacă se ajunge și la psihoterapie, cred că ar trebui, exact, să mergem și noi. Și avem și un astrolog, dacă nu... Să vezi ce scade la Scorpion cu Leu. Hai că v-am nimerit la fix. Da.
Da. Stai mă să văd și eu aici traseul. Deci plecați pe 23 Așa. Septembrie într-o zi de sâmbătă. Exact, din Barcelona. Din Barcelona, mă băiete. Da. Cum ați găsit tocmai locația asta? E frumos. Cruce galbenă, ăsta e traseul. Ăla e, da. Valencia, Ibița. Poți să rămân acolo sau? Nu, nu, mergi mai departe, că o să-ți placă. Zici tu mai Ibița. Da. Da, da, da. După aia pe mare, zice. Pe mare. 26 septembrie pe mare. Mm-hmm. Adevărul e că trebuie să fii. Pe mare mergi la ăsta de psihologie. Acolo? Nu? Acolo păi se da, face. Da, normal. Să 26 septembrie e fixe. Să afli și tu ce e cu tine în viața ta. 27 septembrie e Portofino. Frumos. Ar trebui să pun și melodia. If I'm loving Portofino. Ai putea să faci asta. Păi bineînțeles, stai să văd unde am playlist-ul, că l-am pe aici. Ce căutați voi în Corsica, mă? Ce să căutăm? Frumusețe. Hai de capul meu. Ajaccio. Ia uite-o, bă, băiete, e acolo. Frumos, frumos. Florența, ce mai avem? La Florența, la Pisa, văd că îi duci frumos, și la... Avem frumos, frumos. La și Pisa, coborâm dacă... la Roma și de la Roma venim acasă, bucuroși. Poți să piști tu din Grecia. Eu zic că stăm bine. Da. Nu, stăm bine. Bine de tot. Andy merge cu velierul, o să stea... Puțin într-o o parte. Săptămână o să fiu așa. Precum turnul, să fiu precum turnul așa. Din Pisa. O să mi se pare drept turnul. Vă spun sincer că nu o să vin, îți dai seama. Dacă merg bandat, depinde cum iau pe ce bord, sunt exact ca turnul, așa. Mi-a zis mie, am eu un prieten, e și el comandant. Da. Are pe velier. De unitate. De unitate pe velier. Paulicu. Și zice... L-am întrebat, cât facem noi până în Creta? Că el zicea, băi, să mergem cu ăsta până în Creta. De unde? Stai puțin. Din Mangalia. Din Mangalia? 20 de zile. Păi ești de bun, normal că faci din Mangalia. Zic, 20 de zile. De el era încântat, nu mi se părea nimic în neregulă. Și zic, bă, tu ești nebun la cap, cum să stau, mă, 20 de zile așa? Eu tu abia ieșisem din... Bine, asta presupunând din... că ai vânt 20 de zile, că dacă n-ai, asta, o da. Să vezi ce mergeți voi la motor și atunci nu mai stai așa. Da, stai drept. Știu. Da, eu tocmai ieșisem de, cum se numește ăla de jos? Din marină. A, din, este din, de la cabină, da? Așa, da. Din și erai unde deja... Făcusem, unde făcusem, barca mergea, da. Știi? Dar era așa. Normal. Și eu eram mahmur. Și mâncasem și un șuberec înainte, nu mă simțeam bine. Dar de ce ai tu aceste povești pentru noi mereu cu pavăia? Totuși cu... am făcut. Sper că te-ai dus în bordul tonice. Sub vânt. Da. Adică ăla care e mai în apă, cum ar veni. Când ăla în vânt, dacă te duci și începi să... Te răstești la tine însuți? Nu, n-am făcut nimic, nu, eu m-am dus să fac băutură. Dar am ieșit cu ginurile, din primul rând că le-am făcut fără să le... Deci era totul așa. S-au amestecat singur. Eu am ieșit așa și după aia mi-a zis ăla că stăm 20 de zile așa. Nu, aici nu stăm 20 de zile, stăm 7 nopți. 8 zile, perfect. Bă, bravo, mă. Fac așa doar în avion, deci, că sunt spre aeroport. Zine, vii cu noi și mergem s-a după aia și la Gazel Roses. Deci s-a marcat 23... 23 septembrie, 30 septembrie. Ai auzit, da? Ți-ai notat. Am înțeles. Bine. Poți să vă întorc puțin în iulie. Hai, întoarce-ne. Da. Înainte de Depeche Mode, tot la Arena Națională, da. Guns N' Roses. Că acum, tare. Dacă tot am zis că mergem pe Depeșar versus rockeri... Aici voi vorbiți. Eu v-am zis că singurul grup pe care știu era că era combinată Stephanie Seymour cu ăsta de la cu Axl Rose. Dar voi și nu știți pe Stephanie Seymour? N-am ce să vorbesc. Îmi plac, dar nu sunt... Dar, nu știu, dar tu n-ai dansat, mă, pe astea, pe November Rain. Dansam, normal că am dansat. Dar și pe ce dansam, țin minte, la petreceri când se stingea lumina și urma treaba cu bluzul, erau Scorpions atunci foarte la modă. Așa e. Da, da, ăștia au apărut mai târziu. Dar sunt și ei pe aceeași casetă de bucătărie. Pe aceeași casetă, pe partea pe B. Caseta din bucătărie. Caseta de bucătărie, da. Te ducea când erai supărat. Și te părăsiți. Adevărul e că nu știu acum ce se mai întâmplă. Pentru că n-am mai fost invitat la petreceri de astea de apartament, vreau să zic. Dar pe vremuri... Acum de când e cu iahtul, cu astea, știi? Nu da. Ce iaht, mă, Andrei? Te pare unde ascund băutură pe iaht. Da, ca da, să da. Da. Un loc în care să când mai ascund petrecerile, caldă. Când se făceau petrecerile pe vremea noastră în apartament, se împărțeau găștile. Da, nu știu dacă ați prins chestia asta. Da, da? Știu. Da. Nu era așa? Nu n-ai prins? Era în living, era cum ar veni toată lumea. Acolo erau, ce ziceai tu, ABBA, Boniem, disco, mainstream. Slow. Mainstream, da? Ăștia. Era nu scena principală, main stage-ul cum ar veni. Scena nostalgia. Bă, exact, dacă vreți să vă închipuiți un festival, exact cum erau, cum sunt azi festivalurile, pe mic încercați să vi le închipuiți în apartament. Main stage-ul era sufrageria. La bucătărie, exact cum zici tu... Era caseta de bucătărie, da. Guns N' Roses, Scorpions, nu știu ce. Da. Și în dormitor cred că era Pink Floyd, adică era eu mai posibil. Eu cred că abia exact. În dormitor era distracție, de fapt. În dormitor nu, erau... Nu întotdeauna. Depinde câte camere aveau. Că... Da. Era o cameră unde se mergea mult pe zona asta vama veche, adică Pink Floyd, Doors, aha. Zona mai cult așa. Și mai exista și dormitorul rock extrem, adică ce era la vremea aia rock extrem, zic eu. Se pornea la încălzire Judas Priest, Manowar, Wasp. După care se ducea la aia grei, nu știu, Megadeth, Slayer,
zona și dacă asta era la casă, în camera aia care nu era încălzită la față, unde se lăsau hainele, mai găseai pe cineva sub haine. Cald. Exact. Care cânta ce vroia. Un suflet cald. Da. Adică camera care era încălzită. Păi acolo unde se țineau răciturile. Da. Unde scoteai piftia. Tu zici de camera de la drum. Da, da, pentru da, că rece, românii, băi, noi românii avem niște chestii pe care eu nu le-am întâlnit în altă sau parte. Pe sală, se mai spunea pe sală. Pe sală? Pe sală, da. Sala e, da, e mai de la țară, așa. E veranda închisă. Aha, ok. Și pe sală țineai răciturile. Că era un frig acolo de asta. Țineau măselele, îți dai seama. Și eu am prins cu camera de la drum, care era tot timpul perfect făcută, aranjată, dar nu stătea nimeni ea niciodată. Ah, uite, în Ardeal se cheamă Casa Mare. Știi? Da? Da, tot așa. E un loc cumva în care e o cameră de oaspeți, da, trebuie să fie oaspeții de seamă. Da. Bine, acolo se pune și mortul după aia, știi? Da, da, în și tot ce e rece acolo stă. Da. Păi, dar de ce m-aș să vorbim de asta? Că subiectul era Guns N' Roses, mă. Vorbim despre Guns N' Roses, care... Deci ce vreau să vă zic este că vin gagii pentru prima oară reuniți în Formula Clasică, adică vorbim chiar de Formula Clasică. Mă rog, au mai fost și pe la ei mișcări de trupe. Dar vin pentru prima oară, da. Da, da, da. Da, 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 să duc, să sunt duc. Bine. Sunt și în Rock and Roll Hall of Fame. Da, cu excepția lui Axl Rose, care arată ca bunicul lui. Bunicuța. Dar și prin câte a trecut. Bunicuța lui, cum îl cheamă pe ăla de zi? Benny Hill. Benny Hill, da, 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 da. Bunica lui Benny Hill, cam așa arată. E, la Guns N' Roses mare atracție Slash. Întotdeauna a fost așa, chitaristul. Da. Toată lumea e disperată după el să-l vadă. Celebra lui pălărie, pletere, pac, Gibsonul, da, din dotare. Dar nu uite acum chiar să spun de asta, ca tipul ăsta a fost cu Excel sau cu ăsta. Îmi dați voie să, da, să consult puțin. Da, la, da, dar voi vorbiți în timpul ăsta, că oricum n-am ce să vă spun despre asta. Consultă-o pe doamna, pe tanti Nicolina de la bibliotecă să vedem ce zice. Dintre ăștia. Am făcut noi la radio o chestie din asta. Îți dai seama că ai îmbătrânit atunci când, știi? Așa. Și când... Ești curios. La concertul Pantera, care a adunat toți oamenii despre care te îndoiai că mai trăiesc. Așa. Tu îi spui altuia, gonești o gașcă de punkeri tineri de lângă tine care fac pogo, plecați mă, tata e de aici. Deci cam atunci îți dai seama că... Da. Tu și dinții tăi nu mai dormiți împreună. Da, mă. Voi vorbiți că eu caut. Tu ai prins celebre reuniuni de la fost, mă rog, se chema Grădinița, era pe la Piața Romană aici, da, în București. Da, da, sigur, da. A, da. Aici se întâlneau rockerii de regulă. Da. Și pe aici se mai întâmplau, mai numai aveau loc. Numai cu Axel a fost, gata. Vezi? A, am cu Axel, da? Da, 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 uite, la mijlocul anilor, acolo, 91. Gata, am înțeles. Ăsta e, mă. Deci sunt bine. Hai că nu m-a lăsat mintea. Gata, tata, s-a marcat. Deci Ștefanii se-i mur, deci da? Am debutat în vara asta cu Depeșer versus Rocker și de aici încolo intrăm pe festivaluri, cât cuprinde. Cum vreți să le luăm? Le luăm așa într-o ordine, da, aleatorie? În ordine. Într-o ordine aleatorie, dar precisă din punct de vedere a datelor, ca să zic așa. Ia. Cel mai apropiat de noi este fix... Bă, de cel mai apropiat de noi știți care este? Flight Festival. Nu, o să râs. Tifu. Tifu, da. Mă, da. Da. Tifu începe... Mergem toți la Tif. Păi... Adică, nu știu, tu mergi? Nu merg, eu trebuie să muncesc. Tu trebuie să muncești? Da, și nu vreau să mă înghesuie în weekenduri. Mi-e greu. Sunt obosit și o să fiu mahmur, cu siguranță. Da, de ce zici asta? Iau ce? Asta de la ăia de pe acolo, nu știu, să ia. Pentru că eu știu că e un festival de film, Tifu, cel puțin. Da, 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 da. Sunt foarte mergem multe filme. Mergem toți la Tif, gata, mergem. Băi, eu merg, eu vă zic sincer, recunosc fapta și Andy nu regret. Andy și-a găsit și niște de-astea să pună muzici pe acolo. Da. Zi adevărul. Ăsta e adevărul. Îmbină utilul cu plăcutul, ca de obicei. Este un om de afaceri, să ne înțelegem. Eminamente. Spune-mă, spune Andy, spune adevărul. A, și cântă ăsta de nu-mi place mie. Ăsta de nu-ți place ție, da, da. J.J. Johansson, care e nordic, suedez, gagiu. Dar nu-ți place ție, dar gagicile să știi că sunt topite. Știu, după nu, știu, știu. Adică poți să insiști cât vrei. Dar vreau să-ți arăt ceva ce sigur o să-ți placă și ție, Răzvane, dar nu mai văd că aminte în ce zi e, imediat. Stai un meci. Nu, 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 stai nu, nu, din potrivă. Nu, la, nu e, nu e genul, filme Răzvan. Foarte mișto. Filmele sunt foarte mișto toate, dar mă rog, programul e pe net, pe tif.ro. Păi să nu zic o prostie, dar eu zic așa e site-ul, da? Da, tif.ro, așa este, da? Deci avem un Night Losers. Ah, și trio Ardealul, ăsta este într-o zi de, ia să vedem ce e aici, marți.
Chiar am vorbit azi la radio de ultimul tango la Paris, că imediat m-a dus gândul la cultură, că am avut o știre că s-a ieftinit untul în Germania și de asta. Am mers ca uns. Băi, Răzvan, ia fii atent aici, joi, mă. Joi, da, Tangerine Dream. La casa... Da, mă. Mamă. Bă, tu ești nebun, eu când am văzut asta mi-a sărit un concert Tangerine Dream, joi, la TIF, la Casa de Cultură a Studenților. Bă, mie mi se pare tare. Da, dar e cam mic. Locul? Locul e mic. Păi cine mai știe de Tangerine Dream acum? Da, și poți eu, mă, adică mă aștept să vină Isao Tomita la an. Dacă mai trăiește, da. Vangelis. Și acum bagă pe Wikipedia să vezi dacă a murit. Da. Da, mă, nici Vangelis nu mai e. Da, mă, să știți că stai să văd unde am ajuns, în ce zi suntem, vineri aici. Nu, eu v-am spus, trebuia să chemați și pe cineva, nu știu, de o vârstă la care vineri, să... Vineri, hai mă, că vineri își lansează și Tudor filmul. Da. Vineri seara, în Piața Unirii. Da, fix atunci este și o mare petrecere. Se doi știe. Pași mai încolo. Se știe. De mixezi tu sau mixezi tu? Care din voi mixează? Cam unde sunteți DJ? El e un adevărat DJ, eu sunt ca... Eu sunt împrecinatul. Ceea vreau să zic este că joi, în aceeași Piața Unirii... Ia zi. Stai așa să ajung la ea ca să o vedeți voi cu ochii voștri. Ia uite ce avem aici. Ia. A, cu două lozuri, partea a doua. Încă două lozuri. Partea a doua și răzbunarea. E partea a treia, de fapt e două lozuri, cum ar veni trei. Da. Încă două lozuri, da, Paul Negoescu. Două lozuri se întoarce. Da, două lozuri se... Eu cred că asta o să fie, mă rog, știu de pe la Dragoș, că e bine, o să râdă mult la asta și cred că o să fie de succes. Am jucat și eu în filmul ăsta. În încă două lozuri? Da. Vorbesc serios? Da, abia aștept să vezi. Chiar nu vreau, mă glumesc. Ia uite, mă, Nenica. Deci noi avem aici numai protagonistul surprize. Și... Numai surprize. Și poți să spui sau e... Nu, absolut, nu. E o apariție, îi poate. Invităm pe... Pe iubitorii filmului. Iubitorii filmului să descopere. Într-o croazieră extraordinară. Bineînțeles că după ce... Celebrity Edge. Exact, după ce văd filmul Două Lozuri, normal. Invităm în celebra croazieră. Bravo, se știe. Leitmotivul acestei emisiuni ne-am hotărât să fie ăsta. Deci ăsta e tipul, prima oară, da? Mai, e cazul să mai repet datele. El începe pe 9 iunie și se termină pe 18 iunie. Da. Bun. Dar cum e viața făcută în lume... Fix în ultimele trei zile se suprapune cu un festival... Unde te duci tu? Unde ar fi trebuit să te duci și tu, dacă ar fi trebuit să mă duc și eu, dar nu am fost se organizată. Se cheamă Flight Festival, este la Timișoara. Timișoara anul ăsta, mă rog, e un caz mai special pentru că e capitală culturală europeană. Da, foarte. Deci se întâmplă foarte europeană, se întâmplă foarte multe lucruri. Deci chiar se întâmplă multe lucruri. Line-up Andy Moisescu, Rag & Bone Man. Nu, stai puțin. Andy Moisescu & Co. Eu sunt duminică, închid o scenă, scena Wings, exact, da. Rag & Bone Man, Clean Bandit, Tom Odell, John Newman. Știi că m-am dus aminte de o reclamă de era în America la ceva la, nu mai știu, de mâncare, când m-am dus eu pe acolo, când eram mică, și era ceva cu chicken is chicken, but the wing is the thing. Și acum m-am dus aminte cu wings, hai. Ai văzut. Cu aripioarele zile, da. Deci, cine nu mai încape la TIF, în ultimele trei zile are șansa să bucure la Timișoara. Uite mă, Tom Odell. Da. A, mișto. Păi da. Vezi că îți place? Da, păi da, asta, păi, da. Cum cânta Ianțu? Pap și aripioare, pap și aripioare. Noi suntem pe treaba noastră și oricum nu uitați. A, croazieră. Aripioare de lux. Pe un... Aripioare de lux. Ce așa. Inima îndreală, deci da. Mai departe, spune. Mai departe, în ordine cronologică. Nu 24, cred că va avea 20... un succes, o nebunie această emisie. 24-25 iunie. Da. Se cheamă Rock Another World. Se ține la Iași festivalul, da. Ar trebui să vedem ce se întâmplă în desfășurare aici. Mamă, deci sunt chiar, eu chiar mi-am dat seama că n-ați avut pe cine să invitați și m-ați chemat pe mine. De ce? Păi stai-mă puțin, că aici sunt și nume pe care le știi foarte bine. Da, Subcarpați. Subcarpați, da, Monogex, da, Byron, Luna Amară. Ok, da, ai dreptate. Nu. Moonlight Breakfast, Basca, da, Dreamus, da, da, We da, Singing da, Colors. Da. Dar de unde știi exact pe care le știu? Și e și o scenă de electronică cu Mihai Popoviciu, care e chiar foarte mișto, recomand cu încredere. Și foarte bun compozitor. Și îl știu pe Bully, da. Îl știi pe Bully, da? Da. Și pe Calu nu-l știi? Îl știu, super mișto, da. N-ai cum să nu-l știi. Ufe, trebuie să-l știi și pe Ufe. Dacă nu trebuie să-l știi pe Ufe. Trebuie să-l știi, dacă nu-l știi, îl cunoști, Răzvane. Da. Băi, stai mă puțin, Andrei, avem noi o glumă la un dat cu trebuie să-l întâlniți pe... Trebuie să-l știți pe... Pe Z. Pe... Da!
Ce era aia, mă? Era o altă reclamă. Când am adus magazinele Z de haine de copii, nu știi, în România. Da, mă, și îmi zicea Alex Întru, da. Da, și zicea, trebuie să facem o reclamă de asta. Și am făcut ceva, când ne-a dus capul, dai seama, și era ceva. Trebuie să-l cunoașteți pe Z, sau nu știu. Când mă întâlneam cu eram, așa era. Trebuie să-l cunoști pe Z. Da, nu, să ajunsese la o prăjeală din asta. Da. Nu-mi sună. Bun, nu, deci Rock Another World, Iași, 22-25 iunie. Aș vrea să mai asortez încă un rock, că nu sunt prea multe pe zona asta, din păcate. Nu știu de ce. La Râșnov. Ce să... Băi, hai mă, că tu ești Rock FM. Ce? Nu, eu nu țin cu ăștia. Eu nu țin cu formația asta. Stai puțin. Nu. Nu, eu vreau am să... înțeles că în parcare se ascultă manele. La portbagaj? Băi, era altfel, mă, rocul pe vremea noastră. Altfel, da. Și rocul era altfel, mă, pe vremea noastră. Nu mă dădeau bună ziua pe scară. Sincer, nu. Realitatea era mai des, mă. Bă, se făceau alea, mi-aduc aminte, era o grămadă de festivaluri de rock. Acum m-am uitat prin lista asta, abia am ciupit două. Mă rog, și cu concertul Guns N' Roses, trei. Mă refer acum la Rockstadt Extreme Fest, care este la Râșnov. Da. Ăsta e, tată. Aici, line-up-ul pentru cine cunoaște. Da, nu are Arch Enemy, Amorphis, Sleep Token și asta mulți e alții. Doar prima zi. Nu, de la prima zi am eu un link aici. Sunt mai mulți, dar dacă se intră oamenii... Mă rog, înțeleg că sunt ambulanță în zonă, adică e ok. Te iau ei cumva de acolo. Îți sparg rockerii fața. Hashtag, spuneți nu drogurilor. Deci, vreau să răzbate, dacă scap cumva în preajmă în perioada aia, nu te mai să iei pe ocolite dată. Dacă te duci în Poiană, să nu cești prin Râșnov, că da. Nu recomand. Așa, aici se dau premiile Pogoș. Nu știu, nu o să înțeleagă nimeni nimic din această emisiune. De ce, mă, încerc eu să dau o mână de ajutor și cu ajutorul vostru, sigur? Să știe lumea, oamenii, să informeze, înțeleagă. Să știe lumea ce are de făcut vara asta. Da. Bine, tată. 23-25 iunie, București, Saga. Saga. Da. Saga, da. Mai, am fost și noi la Saga, mai știi? Ce am fost? Când am avut, nu știu, înainte de Saga sau cu Saga, nu știu. Nu? Eu am fost anul trecut. Cu materialul cu Ucraina. Ba da, acolo da, am fost. Da, am fost anul trecut, da. Am fost anul trecut eu. Eu personal am fost. Dar trebuie să vă povestesc experiența mea. Am intrat în festival și eram cu fiul meu la mare și a zis, hai să ciugulim ceva înainte ca să fie totul în regulă. Și am zis, ok, hai să vedem cine e pe aici. Și am dat de Georgica, Circus Pub, care mi-a zis, clasic, da? Deci, cu gheață și puțină apă minerală. Și, mă rog, peste vreo 6 ore i-am zis, mă, totuși eu n-am, nu că n-am văzut nimica, nici n-am făcut măcar pași de la... Minunat, da. De la tracul lui, înțelegeți? Și am o prietenă care a avut un stand acolo de haine și mi-a zis că au venit niște cetățeni la ea și au întrebat-o dacă știe unde e scena, nu știu care, că vă văd mai în vârstă. Deci cred că trebuie să știți că vă văd mai în vârstă. Deci nu știu ce să zic. Dar mă rog, uite, văd că e Wiz Khalifa, asta știm. Lil Nas, X, Skrillex. E pe tineret. Da. Pe tineret. Atunci, dacă vă simțiți suficient de maturi, e momentul să trecem în secțiunea de jazz. Aici chiar vă las singur. Pentru că am ajuns pe data de 28 iunie, 2 iulie la Timișoara. Da. Din nou capitală culturală. Not too bad. Festival de jazz, not too bad. Și a fost un festival play, cred. Așa se numea. Cred sau că îl fac da. Aia care fac play, nu știu. Da, în fine, mai puțin important. Din câte știu, cred că se ține chiar în centrul orașului, deci e un festival respectabil care ține de oraș. Nume mari că au bugete pentru că susține cam toată lumea pe acolo și anul ăsta sunt bani. Da, mă, în Timișoara se închid restaurantele la 10. Cine ceva? Serios, da? Pentru sănătate. Păi de aia sunt cei mai odihniți oameni din România. Păi, e dreptul lor. Eu zic să facem petiție. N-am văzut pe nimeni puțin, de unde știi tu că se închid la 10? Păi mi-au zis aia că m-am interesat să știu și eu până la ce oră stau. Nu te-ai întrebat din trei surse independente? Bine, am găsit un loc minunat de altfel. Un fel unde de am stat până târziu, dar nu era restaurant. Nu, la 10, acasică. Nu cred, o să-l întreb pe Alin, că Alin de la Tazie din Timișoara. Eu nu cred că e posibil să se închidă la 10. Bă, se închide vremea aia. Da? Da. Eu aș vrea să dau un telefon. Poți... Voi vorbiți despre jazz, eu vreau să întreb dacă se închid la 10. Ia întreabă-mă, că nu sunt chiar poate. Curios. Nu se poate, trebuie să facem... Hai la 11. Research ca lumea, nu mai spuneți toate prostiile. Exact. Astea. Oricum, e un line-up interesant, dacă vă place jazzul contemporan, merge. Dacă nu, dacă vă place jazzul și mai contemporan,
Mergeți la Gărâna. La Gărâna. Vă luați Gărâna ceva pe voi. Da, exact. Gărâna e 5-9 iulie. Din păcate, eu n-am reușit să ajung niciodată pentru că se suprapune mereu cu North Sea Jazz Festival. Da, așa e. Întotdeauna a fost chestia asta. Nu știu de ce s-a nimerit așa. North Sea prins și niște jazz. North Sea nu e la da. Pește? De la mol? Ăla e. North Sea Jazz este, nu, e Festivalul Mării Nordului de la Rotterdam. El a început inițial la Haga. Norociția aia care au băgat, uite așa țin Constanța. Supă... Exact, 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 exact. Acolo line-up-ul e impresionant. Da. Trei zile de festival. Ce la Gârna? Voi vorbiți, nu știu că eu mai sun, mai sun. 5 zile la Gârna. Se Gârna, poate tot. Așa ceva. Da, da, e bine, dar să vă luați un plover mai gros, mai opă de desubt. Flanel, cum se zice la da. Noi. Dar mai bine sunat direct la primar, nu? Da. Dacă ai tu relații cu el, eu da. Ți-am zis, dacă vrei să te pup, scuză-mă, sunt într-o emisiune și mă contrazic cu doi domni. La ce oră se închid restaurantele în Timișoara? Da. Știi? Hai că sunt curios. Da? 10-11 maxim. Am înțeles. Bine, mulțumesc. QED. Hai, pa, pa. Deci e nenorocire. Alo? Da. Bună, Andreea Esca, sunt, scuză-mă că te deranjez. Sunt într-o emisiune și mă contrazic cu niște băieți. La ce oră se închid restaurantele în Timișoara? Al doilea. Băi, jurnalistul mă până n-află din trei surse. Adică în jur de cât? 10-11 maxim. Mhm. Uh-huh. Bine. N-ai... Bine, gata, am înțeles. Mulțumesc, papa. Și că e sovata. Deci am două surse, mai sunt la treia, că poate da. Vrem să mai vorbim despre ceva în emisiune. Într-adevăr, maxim 11. De ce nenorocire, îți spun. Stai, mă, Gărâna, păi de ce zici că e frică e afară? Dacă e pe e sus, da. În București la cât se închid restaurantele? Când păi eu cred că tot așa. Nu e adevărat. Nu, te țin și până mai târziu. Nu depinde. Mai. Te lasă și până la 12. Nu dacă bucătăria se poate închide la 11. Dar nu ăștia te trimit acasă, se închid terasele. Da. Asta nu, da, așa e în Occident. Se închide vreme ca oamenii să doarmă și să... Așa. Cum nu? Ia zi, la Viena la cât se închid? De ce trebuie să mergem noi să bem la Viena? Când putem să bem acasă. Exact, da. La noi. Când putem să mergem la Istanbul. Andreea, să știi, pe mine în Livigno m-a prins și 1 dimineață și oamenii erau încă pe metereze. Unde? În restaurant. Da, deci nu erau prea grăbiți. Nu e chiar da. Așa. Mă rog, să trecem peste acest moment. Ai fost luată la Smida Jazz Festival, Răzvan? Nu, n-am fost, dar am prieteni care au trecut pe acolo și au avut nevoie de aspirină. E frig, e mai sus decât Gărâna, cred. Și mai sus. Undeva pe un platou, da. Și n-am văzut nicio poză cu soare de la Smida. Adică pare că ăștia se luptă pentru statutul de altă dată al lui Electric Castle, unde ploua și era în cadracu. Acum ei au mutat, Electric s-a mutat într-o perioadă mai fastă. Dar aici, sus, fiind și în munți undeva la Mama Dracu, e frig. Stai în cort. E... Păi și ce-i mai așa rău? Mai ieși un pic, mai simți și tu că trăiești. Bă... Da, e, bine, acum ca să mergi să o vezi pe Alina Hip Harp, da, da. da, ai dreptate. Cine e Alina Hip Harp? Nu știu. A băgat-o și el așa. Nu e adevărat, uite, scrie acolo Alina Hip Harp. Bine, da. Mă. Hai, o să se vadă bine, că... Azi, cu ocazia asta toată lumea... O să înțeleagă cine? Că avem și noi preferințe. Bă, Alina, o să te adire Alina Hip-Harp. Dai seama, cresc, să uit Alina Hip-Harp și nu o să știe. Bă, dar ce de unde mi se trage? În România avem un spike de căutări. Asta am auzit și eu, să știi, de Jazz in the Park ăsta. Păi bă, ăsta e foarte mișto pentru că e foarte la îndemână, adică e un festival care în primul rând se întâmplă în oraș. Uh-huh. De data asta nu mai e nici frig, nici în niciun fel. E într-o perioadă bună, 1-3 septembrie. Anul trecut a plouat puțin, dar nu mult. A plouat bine. Dar vezi că sunt foarte multe, tare. Foarte multe în Cluj, nu? Da. Da. Dar asta se ține tot în parcul etnologic. Asta se ține în parcul etnologic, care da. E foarte frumos, e cu căsuțe uh-huh. și un fel e foarte frumos, uh-huh. dar parcul etnologic e cum ar veni pentru cei care sunt din București și vor să ajungă la Cluj, e muzeul satului. Da. Uh-huh. Da. Și cam așa arată și la Cluj, doar că mi se pare că e puțin mai frumos pentru că are și diferențe de nivel, da. Adică mai urci o pantă, mai... Nu știu, am fost doar la grădina bine. Botanică. Anul trecut, dacă erai în panta, alunecai din cauza noroiului. Asta sprijin. Bine, anul trecut, pericolul pe care l-am resimțit tot timpul la festival, nu știu dacă vi s-a întâmplat și voi același lucru, este că a fost că să nu bei fără măsură. Bine, asta nu, deja nici nu mai trec. E... Nu caumă, au sticle, se măsoară. Da, da. Se măsoară, nu, e la măsură, n-ai treabă. Nu știu dacă vi s-a întâmplat și voi, nu e bine să-ți faci planuri de acasă ce vrei să vezi. Da.
Da, ți-aduce aminte. De exemplu, anul trecut la Jazz in the Park eu am plecat chitit de acasă să-l văd pe Roberto Fonseca, asta e un mare pianist, care venea să cânte și într-o formulă de triumf. M-am întâlnit cu Răzvan. Și n-ai venit. Da. M-am întâlnit cu Răzvan și i-am zis, băi, neapărat ne vedem la Fonseca. Sunt în față, sunt cu sticlele, te aștept lângă scenă. Eu i-am zis, n-a venit. Și n-a venit? A băut în altă parte. Asta e că la festivalul ăsta bei în cu totul alte locuri decât îți propui. Să mergi să asculti muzică. Bă, dar ce căut eu cu alcoolici ăștia de emisiune? Care ascultă jazz? Păi n-ați avut invitat! Doamne ferește! Dar ca să revin, pe 23 septembrie. Da, pe... Dar... Deci... 1-3 septembrie, 1-3 septembrie, deci 20 de zile înainte de croaziera. De croaziera Andrei e Jazz in the Park la Cluj, exact, da. Atât. Am terminat secțiunea jazz. Am încheiat secțiunea jazz cu ocazia asta. Da. În terapia noastră ne întoarcem acum în ordinea cronologică, deci cred că suntem noi zăpăciți aia care se uită, zic, bă, poate doar așa să mai râdem la câte o glumă, că ce zic ăștia aici e demență. Au închis de mult. Ne-am întors la festivaluri. Bine, mă, uite, dacă vrei... Hai, bine, unde, Neversi. Unde vrei să se bea și sirop. Da. Uite, la Neversi, pe malul mării, da, e bine? Da, da, bravo, îmi place. Aici poți să bei și suc, dacă vrei. Yes, yes. Uite, J Balvin. Vezi, eu ăștia știu. Ce să fac? Steve Aoki? Păi da, știu, știu și pe ăsta. Ăsta e la care aruncă cu torturile. Tortul. Vezi? Știe, mă. Ăsta știu pentru că îmi place să mănânc tort. Da. Care se vine în viteză. Bă, de pe față. Bă, deci demențe, bă, și lumea este de... sunt oameni care vin și scriu pe ei. Da, dă mie, da, aruncă mă, pe mine. Cake me, adică hit me with your cake. Incredibil, frate. Asta succes. Ai vrea tu așa? A? Bă, invenție, mă. Da. Păi ce, la tricia trecutul ăsta, prin minte. El ne pune în rău, să ne înțelegem, adică punând foarte mișto gagiu. Dar are dileala asta cu tortul și toată lumea e isterizată pe asta cu torturile. Bine, îmi place și coafiura lui. Vreau să, pentru cei care n-au fost niciodată la concertele lui, nu e aruncarea nu e periculoasă. Torturile sunt testate înainte, înțeleg că are niște... Bucătari, șefi. Lasă care, le face într-un anume fel și le testează pe echipă întâi, că să nu cumva să-i lovească. E, practic, e multă frișcă, pe scurt. Ah, okay. El doar arată bine, dar să aibă și precizie cât de cât, adică să te nimerească, să nu... Păi tu n-auzi că sunt fetele cu tricoule pe care scrie cake me. Sunt unii care se uită la emisiunea asta și nu știu cine Steve Aoki? Da. Da? Sunt și oameni care nu... Okay. Da, bineînțeles. Bine. Află cu ocazia asta. Așa. Deci mergem așa, la 6-9 iulie. Păi, da. Cine își permite, da. Eu 6-9 iulie tocmai am precizat că e în același timp cu Gărâna și cu Norsi Jazz Festival. Bine, hai că mă duc eu deci la asta. Deci mă reprezinți tu cu mine. Cred că sunt unii care... Băi, să mă duc la Never See, să mă duc la Gărâna. Da, exact. Bine, tată. 14-15 iulie, ce înseamnă asta? Deci Deep in următor. The Forest. Deep in the Forest e în... Suceava. În județul Suceava, în Bucovina, mai exact. Uh-huh. Adică ori te duci la mănăstiri, ori Deep in the Forest. Să nu zic o greșeală, e ceva, un verișor de-a lui Micuțu sau ceva pe aici. Printre... Da? Da, da, da. Așa am auzit de, de festival. Da, ați fost vreodată? No, acum sunt prima oară, mă duc anul ăsta. Sunt chiar curios. E exact cum îi și zice, Deep in the Forest, deci trebuie să fie ceva mișto. Într-o pădure, perioada e bună. Ceva mișto Răzvane într-o mai pădure. Răzvane, mai trebuie și relaxezi. Sigur, nu știu, dacă Ștefan cel Mare, nu știu dacă e ca în croazieră. A, nici vorbă. Păi dacă e pădure, nu poate să fie ca pe mare. Nu, iulie nu este o zi, o lună bună. Cea mai bună perioadă pentru croaziere, din ce știu, este perioada în care Alessandria Esca să programeze 23-30 septembrie. Aia e. Exact. Da, exact. Aia mi se pare. Link, click. Da. Da, tata. Rezervă. Acum. Cum sunt alea? Click acum. Da. Clips? Tap, tap. Da. Click pe link și subscribe. Bine, tată. Hai să ajungem la Greuceni. Ta-ra-ra-ra. 19-23 iulie, Bonțida, tocmai l-a spomenit mai devreme. Electric Castle. The King. Tu știi că prima invitație pe care am avut-o la un festival a fost la Electric Castle și nu am ajuns nici până în ziua de azi. Nu cred, mă, pe că tu n-ai ajuns meu la Electric și Castle. Mor de ciudă. Nu știu, nu s-a nimerit. N-am ajuns. Nu cred și a fost prima dată când am primit o invitație și mi s-a părut și mișto, așa, cu tot conceptul. Cu... Nu știu, poți să te duci că e pe relax, mai e două luni până se pleacă în croazie. Exact două luni, uite, e 23 iulie cu 23 septembrie. Pleci. Da, da, da. Pot, fără griji. Pot. Te duci, nu? Băi, eu am fost aproape la, cam toate edițiile am lipsit la prima. N-am fost la prima, am început să merg de la a doua, am prins toate ploile alea. Ai vrut să vezi cum merge, să nu te duci din prima așa, să nu fie bun. Nu știu ce s-a întâmplat, la prima nu s-a potrivit calendarul. Am prins toate ploile alea celebre, adică am avut situații în care, bă, efectiv, am rămas cu mașinile în podmolite pe acolo. Dar e tare, nu? E foarte mișto experiență. Am prins ploaia aia rea. Aia rea,
Nu mai mi-aduc aminte în ce an a fost. Și dorm 3, oamenii pe acolo, nu? Prin sat? Pe la... Păi ideea e în felul următor. Se întâmplă la Bonțida, care undeva la... Da, așa, cu piciorul mai ies din noroi. Da. Altul. Da. E ca un fel de, cum ziceai tu, că era oia sub haine, dar modern. Un fel da, de vama pe vechi. Da. Da, da, da. Un vama pe vechi, că și la vama era așa, știi, când te mai timereai din când în când, când dădeai sub masă, mișca ceva și te și speriai și era unul care a căzut de cu o zi înainte. Nu, știu, mie mi-e foarte rușine. Am fost prima dată la 40 de ani în vama veche. Deci chiar, eu chiar îți spun că nu știu de ce m-ai invitat la emisiunea. Și deja nu mai era ce a fost. Da, mă, electric chestia are farmecul. Și deja între timp, bine, a luat dimensiuni impresionante. La vremea la care am fost prima oară, main stage-ul era la Castel. Uh-huh. Unde acum la Castel e un lounge. Unde se mănâncă, okay, se bea și sunt și scene prin jurul Castelului, dar... Și o să fie probabil și studioul nostru. La Castel am fost, am fost odată cu Tiful. M-am întâlnit cu Răzvan anul trecut pentru că ei au studio mobil acolo, ele de serviciu, la, dacă poți să crezi, da. Da, ești făcut... în delegație. Da, și am făcut poze, mai veneau oameni la geam, așa. Don't feed animals. Da, genul ăsta, da. Da, frumos. Dacă nu e, e pianul ăla, e un pian foarte enervant acolo. Vin și cântă niște oameni care n-ar trebui să cânte la pian. E, acum te lești și tu de niște chestii de genul ăsta, ce naiba? Dar au venit The Editors la noi în studio, au fost mulțumiți. Ce, da, ne arăți e... unde e? Nu, mă, mă uitam să văd așa, să-mi aduc aminte cine e pe linia întâi, ca să zic așa. Chemical Brothers, Iggy Pop, ia uite ce ești. Peggy Gou vine. Știți că trebuia să vină de anul trecut, s-a, nu știu ce a pățit, s-a îmbolnăvit sau ceva și n-a mai putut să vină, vine anul ăsta. Da, e lume foarte tips. Interesantă și, nu știu, mie și mi se nothing pare... but Orbital, tips. Răzvane, fii atent aici, ăștia-s de pe vremea noastră. Da, și Siguros, da. Acum voi sunteți super pricepuți cu de ale muzicii. Nu, dar nu, e, da, e muzică... Spun, dar eu spun sincer că mie îmi place foarte mult amestecată. La toate astea pentru atmosferă, știi? Păi de fapt despre indiferent asta e vorba ce la festival. Cântă, mă, da, cine și cum, mi se pare că e foarte tare să te duci să simți vibe-ul ăla de festival. Chiar așa te încarci, așa, nu știu, chiar e mișto. Da, da, e bine. Și e foarte bine, nu bine. Și ideea că la aici mi se pare că e pericolul cel mai mare la electric chestia, la aici am pățit-o de cele mai multe ori în care am plecat de acasă cu... destinații precise, adică, bă, am venit, trebuie să-i văd pe ăștia neapărat. Niciodată n-am ajuns la niciun dintre pe care mi-a propus pe listă, deci este... Ai aceeași problemă și la jazz. Deci cred că e o problemă de fapt. La un terapeut de festivaluri, băi, da, cred că e problemă. Adrian, crezi că ne rezolvă pe croaziera aia ta și problema asta? Absolut, dar bineînțeles. Cam că e o zi în care... Stai de vorbă cu Raluca Anton, îți spune exact de unde să ți se trage. Dar se și cântă în croazieră. Se și cântă în croazieră. Da, cine cântă? Cine vrea cântă. Nu putem să-ți să vezi ce Lena, Lena Pau, pe vapor acolo. N-ai tu treabă. Vino și o să vezi. Ai. Ia să vedem. Aici tu ar trebui să știi. Ai fost vreodată la Artmania? N-am fost la Artmania. Artmania e un festival cu ceva tradiție în Sibiu, da? Nu, n-am fost, nu. Da? Nu. Păi eu, uite, dar ce fel de muzică o fi? Ai ocazia să mergi anul ăsta. E pe răutate, așa, e pe răutate. E pe răutate, stai. Pe răutate sau pe noutate? Nu, nu, pe răutate. Nu e, mă, chiar, nu te lua după Răzvan. Stai că îți dau să vezi că e bine de tot. Genul de muzică pe care nu asculti într-o croazieră, cum este croaziera pe care vă recomand de altfel între 23 și 30 septembrie. Deci dacă Andreea, nu știu cum, dar trebuie să fie sponsorul acestui podcast, croaziera asta. Sponsorul acestei emisiuni. De Porcupine Tree, exact. Și recomand... dacă sunteți născut în 29 iulie, în această zodie superbă a leului, sau în 26 octombrie, în această superbă zodie a scorpionului, puteți afla orice în această croazieră. Da. Deci noi recomandăm și Armania asta, că e la Sibiu, poți să ajungă și la tine dacă vrei. Da, să vină și la mine la Obărut să cânte acolo lângă căsuțe așa. Te vezi că chiar ar fi tare. Păi vezi? Păi da, ia să-mi lași numărul lor de telefon. Hai că te pun în legătură imediat să cu ei. Să cânte așa frumos lângă râu. Hai, Antold, cine bagă la Antold anul ăsta? Toată lumea, toți suntem la Antold. Ce, vii la Antold? Nu știu dacă pun muzica anul ăsta, dar sigur o să fiu. Vii la Antold, nu? Cine lipsește, mă? Cine știți lipsește cine își dorește Antol să pună anul ăsta la Antol? Fac anunțul ăsta în premieră. Zi. Ca să audă organizatorii. Cine? Că frumos ar fi să vină din partea aia. Da. Adică ei să zică, mă, noi ne-am gândit așa. Mă, știi cine își dorește foarte mult? Bobo. Bobo? Bobonete. Aaaa. Mi-a zis că ar vrea să punem împreună, da. Și i-am zis că... Că pui o vorbă bună. Pun o vorbă bună, că am și, și scena unde cred că ar merita să punem. La copii. Într-adevăr, la copii. La Gașca Zurli, adică la tramvai. Da. Știți scena de la tramvai? La Moga. La nu tramvai, la Moga, zici, sau unde nu, la tramvai? La tramvai, unde e pe splai acolo. A, tu zici unde cântă Grasul. Unde e un tramvai? Efectiv e un tramvai, da, acolo, da, e scena. Da, știu, da, ea inițial era... Acolo e Moga.
Da? Da, în tramvai are studio, acolo e studio. Bine, că nu vreau să-i stric eu studioul lui Noe. Punem noi ce trebuie. Dar eu am trecut în niște nopți pe acolo și mi s-a părut că era demența generalizată. Adică ăla era locul. Nu, mai acum... A sărit prin tramvai. N-am ajuns. N-ai ajuns. Da. Nu, dar acum chiar sunt în vacanță în perioada aia, deci nu... Și unde te duci, Răzvane? Uimește-ne. În Grecia. Ia auzi, mă, să duce să-și caute originile, mă, n-ai o locație treabă. Atipică pentru români. Vreau să duc undeva unde să fie cât mai puțin români și da, a ales eu Grecia. Și restul României, da. Da. Anul ăsta avem Imagine Dragons la Untold. Da, pentru că, mă rog, printre mulți alții, nu-i mai numesc pe aia mari, pentru că, mă rog, poate găsi toată lumea, știe unde se... Ce mai zicem noi de Untold, că oricum am impresie că nu mai găsești. Dar acum, dacă te duci să-ți mai cauți un loc de cazare... Da, cred că e greu cu cazările. Asta chiar e, asta e într-adevăr. Și scump, și greu. Da. Da, și merită. Păi merită, mai ales dacă ești proprietarul unui loc pe care poți să-l închiriezi în timpul festivalului, atunci merită și mai bine. Da, să știi poți, să mie, pare... Poți să stai în dej. O să stai în dej, da. Da. Nu știu, aveam Mândruță o postare de-astea super mișto acum, anul trecut sau nu mai știu, la Untold și zicea că îți dai seama când ai îmbătrânit, când te duci în timpul Untoldului să te cazezi într-un oraș, nu știu de unde, ca să nu fie zgomot, știi? Da. La like dej. Adică... Câmpia Turzii. Sunt la Câmpia Turzii, că nu vreau să... Sau în tare. Da. Dar eu, pentru că mă simt tânără, voi sta la Radisson, ca să fiu practic... În inima. Și când nu în sunt inima la... În inima festivalului. Și când unde nu este sunt fix acolo, lângă stadion. Adică fix, e fix în mijlocul festivalului. Pe scenă, da. Și când te duci să dormi, tot acolo da. Ești, știi? Așa este, da. Și dacă tot... Practic, viața acolo are un alt ciclu. Da. Ziua începe la... Pe partea cealaltă e Napoca, nu? Ăla e pe partea cealaltă. Da, dar oricum e și ăla aproape. Da, nu, dar asta este efectiv. Aici e stadionul, adică main stage-ul, aici e Radisson-ul și în stângă este sala polivalentă, adică, mă rog, Galaxy, unde, cum se cheamă. Unde e main stage-ul. Adică, din sala polivalentă nu se aude nimic, certific, dar de pe main stage să trăiești. Lângă, e o altă scenă fix lângă Radisson, iar în față era un... Unde am pus noi muzică. Da, noi am pus la Time și în față e un DJ spot, se cheamă, sub stadion. Da. Adică ăla a fost, ăla a fost. Adică ai muzică tot timpul. Asta e ideea. Tată. Să doar, doar după ora 9 dimineața, dar repede. Și dopuri. Repede când începe. Crede-mă că și cu dopurile basul se simte frumos, da? De tot. Îl simți. E la el acasă. Dar te leagănă. E plăcut. Perfect, e plăcut, da. Știi cum te leagănă? Cum? Ca pe crozier. Când să te culci așa un pic, îți face și pa, pe și e și mișto că e înainte. Am vrut să te las. E fix în luna premergătoare. Înțeleg? Exact, și e chiar înainte, da. Da. Summerwell. Summerwell, tată. Ăsta am zis să încheiem special nici cu Summerwell. Nici la Summerwell, n-am fost niciodată. N-ai fost, mă, niciodată nu. La Summerwell? Nu. Ba, avem și noi o mândrie aici în oraș și tu nu te duci la el. La Buftiud. La Buftea, da. La domeniul de la, mă rog, la Buftea. Da? Da, n-am fost, la ai fost? Da, am fost odată, da, da. Și? Ți-a plăcut? Bă, atmosfera e foarte mișto, e foarte mișto, da. Dar e pe hipstereală. Aha. Păi și ce e așa rău? Da, nu știu, e așa. El nu e hipster, simplu. Da. E pe hipsterele și el a fost hipster când nu se inventase conceptul. Hipster, am fost proto-hipsterul. Exact. Tu ai fost primul. Da. Eu am fost primul, da. Avangarda. Nu, dar e drăguț, că vin oameni mișto. Adică bă, Florence, mișto. Mă rog, și aia, Youngblood sunt foarte mișto și Roixop. Și Roixop nu e, mama, îmi plac ăștia de leșin, vreau să zic. Foarte mișto. Și festivalul, bă, festivalul e foarte am mișto. Văzut atmosfera așa e superbă, da. Mișto. N-am dar arată ca un picnic, știi? De fapt, asta începe să mă enerveze la festivaluri, că lumea nu mai vine să asculte muzică. Stau la coadă la cârna, stau la coadă la cartofii aia buni, mergem să ne luăm un ginuț. Și pe fundal când ne cineva. Patru proști care vin și se laudă. Bă, eu mi-am luat bilete la Andreea Esca pe croazieră. Tu te bă, dracu, cu festivalul tău, bă, prostule, săracule. Să fie și atenți acolo. Să cheltui banii la toate festivalurile de care ți-ai zis Moisescu. Pune-i deoparte și te duci pune pe croazieră bă, și asculti tot asta. Pe 23 te-ai dus până o săptămână până pe 30 ești miez și pleci în Roma țărane. Exact. Banii ăștia. Auzi mă, bă, hai mă să fim sinceri. Da. Cine merge mă la festivalul pe bune acum pe neapărat pentru muzică? Toată lumea se duce că se întâlnește om nu știu dacă om. Toată lumea, cred că sunt mulți care se duc pentru muzică. Uite cum s-ar duce la cu pe bune. Da. Și cum te duci și tu la unele. A, nu, așa declarăm noi. Crezi? Da, în interiorul nostru. Nu e adevărat, el chiar se duce pentru muzică, nu? Zi Răzvane. Eu mers la Jazz in the Park, se văd pe aia Comet is Coming. Da? Și aia a fost seara în care a plouat. Abia ajunsese, mi-a rupt de oboseală. Dar am stat în ploaie cu pelerina aia în cap, a plouat pe mine și am fost foarte fericit. A fost minunat. Stai puțin, să ne înțelegem.
și eu merg să văd niște artiști, dar în principiu oamenii se bucură să vină la festival, pentru că muzica până la urmă tu poți să o asculți oriunde, în ziua de azi nu mai e așa complicat. Ei, nu, dar e mișto sentimentul. Una este când te duci la un concert chitit, nu știu, gen Depeche Mode, Guns N' Roses sau Coldplay sau unde te duci, atunci e clar că te duci pentru muzică, mi se pare mie. Când te duci la festival, unde te duci... sunt toate, adică sunt multe. Exact, când te duci la festival, te duci și pentru muzică. Da, da, dar să știi că eu mă uit pe program și văd unde cântă Grasu. Mamă, neapărat la ora aia sunt acolo. A, ok, da, adică sigur că îți faci un fel de program. Îți place program. Până la urmă, da, te duci la scena la care îți place, dar cred că e mult despre atmosferă. Da, da, atmosferă mai mișto decât într-o croazieră, nu știu dacă puteți găsi. Exact. Păi vezi că și la croazieră e tot un fel de festival, că sunt o grămadă de scene și de spectacole. Cu ocazia asta lasă și tu link-ul pe undeva să-l pun pe ecran. Îți las link-ul, da. Să ți-l las acolo, să-l pui direct. Să vadă oamenii. Și, și să se grăbească, să-și mai găsească să cabină. Și uite așa am ajuns în septembrie și s-a încheiat vara. Exact. Dar ce se întâmplă în septembrie? Pe 23 septembrie plecăm în croazieră până pe 30 să terminăm toamna cum trebuie. Da, suntem praf. Deci acest podcast n-a fost sub nicio formă o reclamă. Sponsorizat. Stai mă că mai am niște plici. A, stai. Dar așa. Nu pentru croazieră. Du mă, ia vezi mă că mai e câte unul pentru fiecare. Ce avem? Nu avem bilete? Sper să nu le fi încurcat, da. Încă mai am. Mai avem. Da, ați mai câștigat ceva, dar sper să fie la fel una. Ar trebui să fie un dragă Răzvan, dragă Andreea. Guns N' Roses. Da mă, ați primit da, și la Guns N' Roses. Da, acum, da, Andrei, da, și de peș avem. Yes! Bun. Tam, tam, e bine, mulțumim, taram, Magic. Pam, pam, pam. Auzi, vreau să întreb mulțumim și eu ceva. Da. Plicuri de la croazieră pentru mine și Răzvan nu sunt? A, da! A, da! Ba da, mă, cum să nu? Aveți plicuri... Poate se organizează vreun botez, bocumetrie, să avem și noi ce să putem să dăm la oameni. Exact. Să nu ne facem de râs, cum să zicem. A, chiar, hai să păstrăm plicurile astea. Da, sunt bune. Aveți nunța anul ăsta? Păi, nunta care, la care s-a consumat tot bugetul s-a dus. A fost nunta lui Smiley. Nunta de a fost lui Iliescu. A, tu de-aia n-ai venit, a? A, acum am înțeles, scuzați-mă. Am înțeles, n-aveai plic. Ok, bine, bine. Le aveam păstrate pentru voi să vă pun invitațiile astea. Hai că am mai stricat o emisiune. Da, suntem mulțumiți. Părerea mea suntem e că... Suntem mulțumiți. Nu, și important e să ne ducem la toate festivalurile. Și eu zic că n-ar fi rost să mergem din când în când și la psihiatru, dar mă rog, asta e doar exact. Așa. Și în cazul în care nu găsesc cazare în Cluj, eu recomand Dej. Dar știi bancul cu gara din Dej? Și să lași un link de la o pensiune, știi? Știi? Asta e un banc clasic de clujeni, că ăștia îi disprețuiesc pe dejeni. Și Ion se întâlnește cu Pișto și zice, și-l vede așa avariat, zice, ce faci mă Pișto? Am auzit că ai luat bătaie de la români în gară la Dej. Apoi dacă așa e gară... Ha ha ha!